Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu își așteaptă spectatorii la o nouă premieră. De această dată este vorba de piesa O noapte furtunoasă, a cărei premieră va avea loc sâmbătă 8 aprilie și se va juca inclusiv în luna mai. Deja, pentru o parte dintre spectacole, biletele au fost epuizate. Sâmbătă 8 aprilie 2017, de la ora 19, la sediul nostru, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu, va avea loc premiera piesa O noapte furtunoasă. Nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare, maestrul Caragiale este atât de actual și astăzi. Aș vrea să vă prezint distribuția piesei noastre. Jupând Dumitrache este însuflețit în piesă de actorul Valeriu Bâzu, Naiei Pingescu de actorul Dan Calotă, Chiriac de actorul Sorin Giurcă, Spiridon de actorul Adrian Șerban, Rică Venturiano de actorul Cosmin Brehuță, Veta de actrița Rodica Gugu Negrescu și Zița, actrița Andreea Chirițescu. Premiera va avea loc sâmbătă, apoi duminică 9 aprilie va fi piesă cu bilete disponibile, luni 10 aprilie, din acest moment când vorbim, casa este închisă, se mai joacă apoi marți 11 aprilie, la fel, cu bilete disponibile, apoi o pauză, o bine meritată pauză. Revenim pe 3 mai cu prima reprezentație, apoi 4 mai, 6 mai, 7 mai, 8 mai, 9 mai. Pentru premieră, prețul unui bilet pentru premieră este de 60 de lei, de 70 de lei, mă scuzați, pentru elevi și studenți 60 de lei, pentru șomeri și pensionari 40 de lei. Bilete de intrare la spectacol, în mod normal, elevii clasele 1, 8 și preșcolar 15 lei, pentru elevi clasa 9 și studenți 18 lei, pentru pensionari și șomeri 15 lei, iar biletul general este de 20 de lei. Regia spectacolului este semnată de Marian Negrescu, managerul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, iar scenografia de Ilona Lorings de la Teatrul Maghiar de Stat Cluj. Din punctul de vedere al regiei, spectacolul poate fi considerat că este un pic diferit față de ceea ce știți, de ceea ce lumea cunoaște despre această piesă sau montările care au mai fost făcute. Pot să vă spun că unul dintre personajele care în mod sigur nu a mai fost tratat așa cum încercăm noi să o facem, este personajul Spiridon. N-am tratat personajul ca fiind un copil acolo adunat prin curtea lui Jupând Dumitrache, ci l-am tratat ca pe factotumul, de fapt, al întregului spectacol. Pe de altă parte, am insistat și noi, așa cum a făcut-o și Caragiale, în a scoate în evidență tot ceea ce înseamnă zona asta de politică, de adulter și așa mai departe, pentru că mi se pare interesant ca spectatorul din secolul ăsta să înțeleagă că între 1879 și 2017 diferențele nu sunt chiar atât de mari. Am păstrat textul integral, spectacolul va dura aproximativ o oră și 50 de minute. Sper ca lumea să se bucure de spectacol. O imagine face cu 100 de cuvinte, deci sper să le facă plăcere să veniți la spectacol, să urmăriți spectacolul și să vă facă plăcere și partea vizuală. Să vă bucurați de ea. Am încercat să aducem puțin din imaginea și toată partea asta savuroasă a secolului XIX și sperăm că prin materialele pe care le-am avut la dispoziție am reușit să conturăm puțin și să redăm puțin din farmecul acelei perioade. Biletele pot fi achiziționate de la casa de bilete a Teatrului Dramatic Elvira Godeanu.